În urma numeroaselor solicitări ale romașcanilor care domiciliază în cartierul Danubiana și care, din anumite puncte de vedere, se consideră marginalizați, primarul Micu va propune în Consiliul Local un nou traseu de transport public local. Un proiect se referă la introducerea unui nou traseu, traseul 1, care să deservească cetățenii din cartierul Danubiana și care va ajunge până la Dedeman. Este un răspuns al solicitărilor venite din această zonă și sperăm că începând cu luna septembrie acest traseu să devină operațional. Va interveni și o modificare în mersul microbuzelor spre Dedeman între anumite intervale orare. Primarul Micu nu explică de ce sunt necesare aceste modificări, nici măcar nu dă vina pe traficul infernal de pe strada Ștefan cel Mare, între gară și barieră. Din introducerea așa numitei transbordări din curtea molului, nu se poate deduce decât că operatorul de transport mai introduce un mini-traseu, deci încă o mașină, cu tot ce decurge din asta.